Și o fermă din Polonia are o nouă vedetă. Este vorba de un pui alb de cangur cu ochii roșii. Crescătorii nu și-au dat seama însă de la început că animalul este diferit de părinții lui. Caracteristicile lui neobișnuite au putut fi observate abia după ce puiul a împlinit 4 luni. Acum animalul are 7 luni și se bucură atât de atenția îngrijitorilor săi, cât și de cea a turiștilor.